Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ana Ichezli și vă prezint buletinul de știri. În toate localitățile din Găgăuzia există probleme cu alimentarea cu energie electrică după furtuna din ultima perioadă. Toate brigăzile Premier Energy lucrează împreună cu autoritățile pentru a elimina problemele. În satul Dezghingea, mai mult de 50% din gospodari au rămas fără curent electric încă de duminică. La data de 28 noiembrie, problema a fost rezolvată. O parte din locuitorii satului Dezghingea au rămas fără electricitate din cauza condițiilor meteorologice. În unele case, aceasta a fost furnizată intermitent. Periodic включался, но в основном у нас было, но было, как бы отключался, включался. Ну, у нас тут улицы, ну, другая фаза, которая была. У них 2 дня света не было. Ну, потом, по-моему, вчера включили. По-моему, да, в обед где-то. В основном люди у нас тут от холодильников, потому что все на зиму мясо собрали в морозильнике и, как бы, конечно, все очень переживали насчет этого. Понедельника не было света. Василий Капсамун, примарул din Dezghingea, a declarat că prin intermediul unui grup de rețele de socializare, sătenii au raportat care zone au rămas fără electricitate. Понедельник прибыла бригада, мы работали с ними. Luni a sosit o brigadă. Am lucrat până la ora 10 seara. Au făcut aproape mai mult de jumătate din lucru. Azi a lucrat și un reprezentant de la Premier Energy împreună cu electricianul nostru. Am pus la dispoziție echipamentul necesar pentru a porni curentul cât mai repede posibil. În dimineața zilei de 28 noiembrie, echipa lucra pe ultimele 3 șantiere. Astfel, satul este complet alimentat cu energie electrică. Problema a fost în principal la linia de înaltă tensiune și la transformatoare. Anumite părți erau arse. Acestea au fost înlocuite. Rupturi de cabluri, slava Domnului, nu am avut niciuna în zona satului nostru. На території села. Probleme cu energie electrică au apărut nu doar în Dezghingea, ci și în toate localitățile din autonomie. Brigăzile lucrează în fiecare dintre ele, promițând să restabilească totul în curând. Absolut nu povsem. Absolut în toate așezările se produc accidente. Sunt multe solicitări în orașul Comrat. Toate brigăzile lucrează zi și noapte. Vântul ne-a făcut ceva rău. Ветер нам немножко натворил делов. Ministerul Energiei a comunicat că aproximativ 80 de brigăzi lucrează pentru a restabili defecțiunile cauzate de condițiile meteo. Din cauza condițiilor meteorologice, reci, mai multe localități din regiune au fost afectate. Timp de 3 zile, în orașele și satele din Găgăuzia, se efectuează lucrări de restabilire. În satul Beșalma, oamenii au rămas fără lumină, apă și căldură din cauza ninsorilor abundente. Satul a fost vizitat de bașcanul Găgăuziei Eugenia Guțul. Aceasta s-a familiarizat cu situația din sat. După o ninsoare abundentă, drumurile din satul Beșalma au fost curățate cu forțele proprii ale sătenilor. Cu toate acestea, satul a rămas fără electricitate, apă și căldură, timp de mai bine de 3 zile. Locuitorii din Beșalma trăiesc de 3 zile fără apă, curent și căldură. Doar 30% din locuitori au lumină. Astăzi nu este nici apă. Am cerut Ministerului pentru situații de urgență să vină să ne ajute să apa. Premier Energy nu a venit încă în sat. Așteptăm ajutor și sperăm că astăzi problemele din satul nostru vor fi eliminate. Bașcanul Găgăuziei, Eugenia Guțul, a reacționat la problemele din sat. Ea a vizitat grădinița și gimnaziul din localitate, menționând că autoritățile regionale vor ajuta la eliminarea consecințelor vremii nefavorabile.
Pentru a treia zi deja toată lumea s-a ridicat pentru a lupta cu zăpada. Lucrătorii, rutieri, salvatorii, polițiștii, autoritățile locale și voluntarii, cu toții au ajutat la curățarea drumurilor. În comitetul executiv a funcționat în permanență o linie telefonică de urgență. Sute de apeluri au fost primite de la persoane care s-au aflat într-o situație dificilă. Toată lumea a fost salvată, încălzită și a primit ceai cald, iar cei care au avut nevoie au fost duși la spital. Noaptea trecută, autostrada internațională M3 a fost eliberată. Toate pasajele, chiar și în cele mai îndepărtate locuri, au fost de asemenea curățate. În mai multe orașe și sate, străzile și cartierele au fost curățate de nămizii de zăpadă. Ajutăm la restabilirea alimentării cu energie electrică a tuturor localităților cât mai repede posibil. Dacă autoritățile centrale nu ne-ar fi lăsat singuri cu cele întâmplate, cred că am fi făcut față mai repede dezastrului. Nu am primit niciun ajutor sau nici măcar un singur litru de benzină din partea guvernului. Din fericire, ne-am descurcat singuri și totul a decurs fără victime. În alte regiuni, inacțiunea autorităților au dus la tragedii. Dragii mei, înțeleg dificultățile cu care vă confruntați în aceste zile. Vreau să vă asigur că Comitetul Executiv și întreaga noastră echipă fac tot posibilul pentru a normaliza situația din regiunea noastră. Acum mă aflu în Beșalma. Înainte de asta am vizitat alte câteva sate. Suntem aproape de voi și vom ajuta fiecare localitate, fiecare stradă și fiecare familie din Găgăuzia. До этого посетила еще несколько наших сел. Мы рядом с вами, и мы поможем каждому населенному пункту, каждой улице, каждой семье в Гагаузии. În casele locuitorilor din satul Beșalma, cu care am reușit să discutăm, este deja lumină și ei speră că în viitorul apropiat fiecare casă va avea căldură și apă. Eu locuiesc în centrul satului, avem lumină, dar mulți locuitori nu au lumină de 3 zile, nu este nici apă. Cum hozda tractor? Serviciile comunale au reacționat rapid. Locuiesc pe o stradă foarte îngustă. Chiar și acolo a trecut un tractor și a curățat strada. La ora 11 seara aveam lumină. Restul locuitorilor încă nu au. Primarul satului a depus toate eforturile pentru a curăța drumurile. În sat avem utilaje proprii și lumina este parțial conectată în sat. Șeful administrației raionale din Comrat, Vadim Ceban, a confirmat că angajații Ministerului pentru situații de urgență au adus deja în sat un generator pentru a relua sistemul de alimentare cu apă. Brigăzile Premier Energy continuă să lucreze în sat pentru a conecta energia electrică. Congresul deputaților de toate nivelurile programat pentru 9 decembrie a fost amânat pe termen nelimitat. Anunțul a fost făcut de Consiliul de Bătrâni în cadrul ședinței organului legislativ. După ce a discutat situația social-politică din Găgăuzia, Consiliul de Bătrâni din Găgăuzia a solicitat către adunarea populară amânarea Congresului Deputaților de toate nivelurile, din 9 decembrie până la prima jumătate a anului 2024. În această perioadă sfătuim să analizăm legislația Republicii Moldova, care contravine sau duce la lichidarea competențelor autonomiei, prevăzute în legea privind statutul juridic special al Găgăuziei și în statutul Găgăuziei. Propunem organizarea unor ședințe extraordinare ale consiliilor primăriilor și adunării populare a Găgăuziei privind încălcarea drepturilor și atribuțiilor autonomiei. Sfătuim să organizăm conferințe științifice și mese rotunde pe această temă. Deputatul Leonid Chiosea a declarat că Congresul Deputaților a fost anulat de mai multe ori și ar trebui să aibă loc dacă prezidiul a stabilit data.
Dacă acest congres a fost stabilit, ar trebui să aibă loc. Alexandru Tarnavski, vicepreședinte al Adunării Populare a Găgăuziei, consideră că este o decizie corectă anularea congresului deputaților de toate nivelurile. Мысль о том, что не стоит проводить этот съезд в это время. Este o idee corectă să nu se organizeze congresul în acest moment. Nu văd rostul amânării dacă există o necesitate. Ne putem întâlni și stabili o dată. Cu 12 voturi ale deputaților s-a decis anularea congresului din 9 decembrie anul curent. Creștinii ortodoxi care urmează vechiul calendar bisericesc au intrat în postul nașterii lui Hristos, cunoscut sub numele de postul de Crăciun, pe 28 noiembrie. Postul Crăciunului are o durată bine definită, 40 de zile, până la data de 6 ianuarie inclusiv, și se va încheia în ajunul Crăciunului. Este прекрасное время, când нужно подготовить себя. Обратите внимание в первую очередь на состояние своей души. Sărbătoarea Crăciunului anunță începutul mântuirii întregului neam omenesc și de aceea am avut nevoie de timp pentru ca oamenii să se pregătească cât mai mult pentru întâlnirea cu bucuria sărbătorii. Este un timp minunat în care trebuie să ne pregătim să acordăm atenție în primul rând stării sufletului nostru. Nu este întâmplător, este accentuat momentul în care o persoană se curăță nu numai în ceea ce privește abținerea de la mâncare, pentru că este utilă și pentru organismul nostru să ne întărim corpul, abținerea de la distracții și accentuarea rugăciunii. În timpul postului mare, creștinii ar trebui să se abțină de la consumul de produse de origine animală. Încă din prima săptămână a postului mare, creștinii se pot împărtăși. În timpul acestui post este necesar să ne rugăm și să încercăm să nu facem rău altor oameni. Eu postesc în fiecare an, se va încheia odată cu nașterea lui Hristos. Prin acest post ne pregătim pentru marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Nu este doar o curățare fizică, ci și spirituală. Pe parcursul anului există 4 posturi: postul mare, postul adormirii Maicii Domnului, postul lui Petru și postul Crăciunului. Odată cu debutul vremii reci, este deosebit de important să oferiți corpului dumneavoastră căldura necesară. Alegeți îmbrăcăminte exterioară călduroasă, încălțăminte confortabilă și antiderapante. Sfaturile despre cum să te îmbraci iarna au fost oferite de terapeutul Anna Buzăgi. Îmbrăcămintea exterioară trebuie să protejeze împotriva vântului și a frigului. Ar trebui să se acorde prioritate materialelor impermeabile și unei căptușeli călduroase, spune terapeutul Anna Buzăgi. Curtka nepromokaemaya, zastegnutaya. O jachetă impermeabilă, o eșarfă, o căciulă, acestea sunt necesare. Persoanele hipertensive, cele cu afecțiuni cardiace, trebuie să aibă mereu la ele medicamentele necesare. В кармане, в машине, бардачке, не знаю, но в сумочке они должны иметь. Pantofi confortabili și călduroși, cheia pentru o mișcare confortabilă în timpul iernii, notează terapeutul. Pantofii aleși rău pe vreme rece pot duce la răceli cu complicații. Ai nevoie de pantofi calzi și confortabili ca să nu alunece. Cum se îmbracă copiii pe vremea rece? O întrebare la care toți tinerii părinți caută un răspuns. La urma urmei, corpul copilului nu este încă suficient de puternic și copilul poate îngheța sau se poate supraîncălzi. Iar acest lucru, la rândul său, îi va afecta sănătatea. Ai nevoie de un pulover și o geacă călduroasă. Nu acoperiți nasul copiilor. Doar o eșarfă poate fi trasă pe gură pentru că unii copii respiră cu gura.
ura. Acest lucru este necesar pentru a împiedica aerul rece să intre în gât și în bronhii. Locuitorii din autonomie menționează că încearcă să urmărească prognoza meteorologilor și să se îmbrace în funcție de vreme. Vremea, bineînțeles, este răcoroasă și având în vedere că condițiile meteo în ultimele zile nu au fost cele mai bune, ne îmbrăcăm ca de iarnă, deși suntem încă în noiembrie, dar trebuie să ne preocupăm de sănătate. Ne îmbrăcăm mai călduros. Să facem sport și să încercăm să mâncăm mai corect și să ne îmbrăcăm corect. Pe vremea rea încerc să mă îmbrac mai călduros, geacă lungă, eșarfă, căciulă. Anin, s-a fost foarte neașteptat, dar a fost și foarte distractiv. Te jucai cu bulgări de zăpadă, dar trebuie să ai grijă de sănătate, cum se spune. Iar furtuna de zăpadă, după cum a remarcat unul dintre locuitorii din Comrat, a fost un motiv bun pentru a sta acasă și a petrece ziua la căldură. Am stat acasă, am băut ceai, era imposibil să ies afară, erau nemiți mari de zăpadă. Terapeutul Anna Buzadji îi îndeamnă pe locuitorii din autonomie să fie precauți la sănătatea lor pe timp de ger. În continuare, prognoza meteo. În Găgăuzia se așteaptă vreme senină fără precipitații. Vântul va sufla cu viteza de la 5 până la 7 metri pe secundă. Temperatura aerului în Comrat ziua plus 4, noaptea minus 3. În Ciadărlunga ziua plus 4 grade, noaptea minus 2 grade Celsius. În Vulcănești ziua plus 4 grade Celsius, noaptea plus 1 grad. Ne puteți urmări și citi pe site-ul grt.md, de asemenea pe canal de Telegram, Facebook și YouTube. Împărțiți cu noi informații interesante, fotografii și videoclipuri pe e-mail. Acestea au fost toate știrile la această oră. Toate cele bune!